Primele puncte pierdute în Superliga și se apropie CSU Craiova, dar și CFR de noi. Hai să începem un nou episod. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Rapidulețul. Din păcate, data trecută n-am arătat la fel de bine. Am suferit, am avut meciuri în care am pierdut și puncte și, din păcate, jocul nostru nu a fost la un nivel foarte important. Am început cu un meci foarte greu. Am plecat greu în această partidă, ne-am impus însă până la urmă 1-0 prin golul marcat de Marco Dugatić, însă n-am mai arătat la fel de bine. După avem 2-0 cu Hermannstadt, reușește Hermannstadt să marcheze de două ori și să egaleze. Noi am reușit să marcăm golul 3 abia minutul 86 pe final și să scoatem cele 3 puncte. După ne-am impus 2-1 cu Sepsi, un meci mult mai bun, un meci în care am dominat, am marcat 2 goluri în prima repriză, am marcat Sepsi pe final de partidă, însă s-a terminat 2-1. Un meci în care am suferit, după am avut meci la Craiova, am fost conduși cu 1-0 și am reușit să egalăm momentul 91 prin Alex Ioniță dintr-o lovitură liberă senzațională. Iar ultimul meci s-a încheiat 0-0 cu Chindia în Giulești, un meci dominat total de noi, un meci în care am arătat bine din vederea jocului, însă ne-a lipsit golul. Astăzi avem în deplasare cu CFR Cluj, derby foarte important, un nou derby la Ploiești, jucăm cu Petrolul. Acasă cu Mioveni, mergem la FCSB și terminăm acest episod în Giulești cu UTA. Trei deplasări foarte, foarte dificile cu CFR, Petrolul și FCSB, două meciuri care la prima vedere ar trebui să fie mai simple pentru noi, cum Mioveni și UTA Arad, însă am văzut data trecută că putem avea probleme împotriva oricărei formații. Trebuie să ne concentrăm astăzi, trebuie să încercăm să scoatem 5 victorii din cele 5 meciuri. E clar, data trecută am suferit un pic, însă sper eu să ne revenim și să revină rezultate bune. Intrăm cu cel mai bun 11, trebuie să atacăm din start la Cluj, întâlnim trupa lui Dan Petrescu, campioana în titră, o echipă care arată foarte, foarte bine și care poate pune probleme foarte mari, special la fazele fixe. Trebuie să încercăm noi să marcăm cât mai mult în meciul ăsta și sper să ne ridicăm la un nivel bun, pentru că ultimele două meciuri n-au fost clar pe placul nostru. Ultimele 5 partide a reușit trupa lui Dan Petrescu să pierdă 3, noi avem 3 victorii și 2 egaluri. Sper să ne revenim astăzi și rezultatele să fie din ce în ce mai bune. Avem șansa astăzi, dacă ne vom impune, să ne ducem la 4 puncte de CSU Craiova. În acest moment Craiova e la un punct de spatele nostru, însă au cei de la Craiova un meci în plus. Hai să ne concentrăm, hai să începem bine acest meci. O primă posesie pentru CFR Cluj, însă pressing-ul este foarte bun. Pasă pentru Costache! Doamne, doamne. Scufet joacă lung, deviere acolo, însă Iacov reușește să blocheze Săbunar. Kait din prima cu Onea, Sefer pentru Marco Dugatić, Dugatić este blocat însă acolo. Scufet joacă din nou lung, Buș pune mingea jos, Deac pentru Buș! Oh, doamne, ce ocazie! Nu știu, parcă mai devreme era prea încet, acum e prea repede. Hai să lăsăm așa, să vedem, poate e mai bine așa. Cripulia. Calmă înapoi cu Iacob, Matias Kait, Ioniță, pentru Costache, nu pleacă nimeni în adâncime, schimbă partea pentru Onea, Antonio Sefer, întoarce la Săpunar, Săpunaru urcă în dreapta Onea, bună pasă, preluare, centrează pe bara a doua, reușit Scufet să scoată acea minge și joacă în centru, atent, Ioniță recuperează, Crepulia, Săpunar. Înapoi cu Horațiu, Iacob. Joacă stânga calm cu Ștefan Crepulia. Din nou Iacob. Înapoi cu Horațiu. Iacob. Ștefan. Suntem foarte calmi, nu-mi convine acest lucru. Pasăm foarte mult în lateral. Da, bună pasă asta pentru Onea. Pleacă Sefer acolo. Sefer se oprește și este luat pe sus de Burcă. E penalti clar, n-ai cum să întorci această fază la VAR, prietene. S-a dus să vadă el din nou, să revadă faza.
Nu are încredere în băieții de la VAR. Cine e la centru? Florin Adrian Sava. Și se dă penalti, da. A fost penalti foarte clar, penalti cât casa, pentru că n-a avut nicio treabă cu mingea acolo. A luat pe sus cu secera pe sefer și nu dai cartonaș galbene. Da, se pare că a dat și cartonaș galben. 1 la 1, Alex Ioniță cu scufe, execuție bună și marcăm înainte de pauză. Minutul 44, 1-0 pentru noi. Foarte bună execuția lui Alex Ioniță, fără emoții pe mijlocul porții, dar a dat bine Ioniță. Bună execuția, fază fixă aici pentru CFR, reușim să respingem, Buș recuperează. Buș! Oh my goodness! Doamne, doamne! Ce șut! Ce șut a avut Buș de pe loc, lovește transversala. O primă repriză bună, reușim să marcăm destul de târziu după ce și este Costache să rateze o primă ocazie importantă, iar aici CFR-ul putea să egaleze la ultima fază, dar scăpăm însă. SF a luat și el cartonaș galben, hai să îi zice să fie un pic mai atent. Și din nou SF nu este la un nivel bun. Ștefan destul de slăbuț, va ieși. Să scoatem și pe SF, hai să-i dăm șansă lui Pănoiu, de ce nu? Da, destul de dezamăgitor Sefer pe acest început de sezon, nu s-a ridicat la nivelul la care așteptam noi. Fază bună aici pentru CFR, blochează săpunarul și Onea respinge Crepulia, e atent, însă degajează prost. Onea pierde acolo cu Petrila, Petrila intră suprafața de pedeapsă și 1-1. Doamne, cât de ușor primim gol. Da, nu înțeleg aici de ce ne grăbim. Crepulia a degajat în capul adversarului, iar după Onea este depășit foarte ușor, accelerează Petrila, șut perfect sub transversală, acolo nicio șansă pentru Horațiu și este 1-1. Plecăm cu mingea de jos, Iacob primește de la Horațiu. Cam Iacob înapoi cu Horațiu, degajare lungă pentru Duganțici, câștigând duelul la cap, însă Ioniță nu-i atent, Itu, Deac, în centru cu Vito, bun tackling-ul, să rămâne în posesie CFR, Buș finalizează, prinde Horațiu. A ceea ce ar fi trebuit să ne așteptăm, CFR-ul încearcă să joace o fază fixă aici, Muhar lovește bara. Da, foarte periculoasă CFR-ul la aceste recuperări și faze fixe. Se termină 1 la 1, un nou egal pentru noi. Din păcate, nu ne ridicăm nici la acest meci la un nivel bun și mai pierdem încă 2 puncte. O deplasare, mergem la Ploiești și ne așteaptă primul derby. Un meci dificil, un meci în care probabil vom avea probleme. Forma noastră nu este una tocmai bună în acest moment, venind după 3 egaluri. Schimbăm aproape total echipa, rămâne doar cu Orațiu acolo în primul 11. Și îmi doresc clar să ne calificăm mai departe. E o deplasare dificilă, dar trebuie să ne revenim. Nu avem cum să continuăm această formă proastă atât de mult. Trebuie să scoatem o victorie, trebuie să ne calificăm mai departe. Toată lumea se așteaptă să câștigăm împotriva Petrolului. Aceasta este problema, pentru că dacă nu vom câștiga, pot apărea probleme destul de mari pentru noi. 3 egaluri ultimele, 3 meciuri. Hai să scoatem o victorie la acest meci. Meciul din campionat a fost destul de simplu pentru noi, dar meciul ăsta nu e chiar atât de simplu, pentru că Petrolul se ridică la un nivel bun. Primește Belu acolo, înapoi cu Grigore, Emers, din nou Grigore, schimbă în stânga cu Junior Moraes. Junior intră în zona centrală, schimbă poarta la Belu. Ia bine Belu, Pănoiu se întoarce de la poartă, însă e blocat. Lainar joacă lung, respinge Belu de acolo, Pănoiu trece bine, joacă în centru cu Papo, mai departe Lucas pentru Mățan. Mățan 1 la 1, el dă scăriță, bă băiatule, bă. 0-0 pauză, prima repriză, bunicică. Da.
N-au fost ocazii foarte mari pentru cei de la Petrolul. Noi ratăm o ocazie imensă prin Alex Mățan. Trebuie să creștem un pic nivelul, să ieșim la atac, să creștem tempoul și să căutăm să marcăm. Pânoiu destul de obosit, iese și intră Sefer. Mățan nu este deloc în meci, absolut deloc. Intră Ioniță și tragem pe Papo în stânga. Și Belu este și el într-o formă foarte, foarte slabă. Îl mai lăsăm acolo. Imediat în ultimele 20 de metri, Belu aruncă de la margine pentru Sefer. Belu centrează. Papo e blocat acolo. Recuperează Junior Moraes. Moraes pentru Ciobanu. E luat pe sus de Bratu și poate fi o contră periculoasă. Grigore intervine perfect. Belu avansează. Belu dă la poartă. Ți-a zis cineva că ai șut, prietene? Ți-a zis cineva să dai la poartă? Da, e așa că vrei tu. Ultimele 20 de minute, schimbăm deja 5 jucători, 13 șuturi, 4 pe poartă, ne lipsește golul. Pare că am fost în controlul partidei, însă continuare e 0-0. Ciobanu pentru Albu. Albu lung pentru Dugazic. Dugazic intră perfect și reușește să marcheze. Bună și pasa lui Alex Albu, marcăm până la momentul 74, greșeală mare în defensiva Petrolului, pasă bună a lui Albu în adâncime, Dugancic pleacă perfect acolo din fața fundașului Horș, nu-l bagă în seamă, finalizare simplă pe lângă portar, se face 1-0 și ar trebui să avem parte de un final de meci mai liniștit. Avem Petrolul, un singur șut a avut pe poarta noastră, am reușit să dominăm total această partidă. Mă uitam acum la statistică și avem undeva la 60%, 14 șuturi, 15 pe poartă, clar mult peste adversari. Belu schimbă partea cu Ștefan. Ștefan pentru Costache. Costache în fața porții. E blocat Dugancic în momentul finalizării. A fost și offside. E bine că se termină 1-0. Scoatem încă 3 puncte. Puncte importante. Sper să ne revenim după această partidă, după această victorie. E clar un moment dificil, dar cu o victorie putem să trecem peste. Primul meci în Giulești astăzi, vine Mioveniul în vizită, echipă care se află pe locul 14 în acest moment, echipă care suferă, are destul de mari probleme, trebuie să profităm de acest lucru. Din păcate nu ne putem baza astăzi pe Horațiu, care este plecat la națională, dar nici pe Matias Kite, a plecat și el la națională Estoniei. Trebuie să ne descurcăm fără cei doi. Am reușit să câștigăm un meci astăzi, ceea ce este foarte, foarte bine. E un derby foarte important pentru fanii noștri. Sper că a ajutat acel rezultat și la moralul jucătorilor. Jucăm din nou împotriva unei echipe cu 3 fundași pe fund, 3-4-3 ACS Mioveni. Să vedem dacă reușim să continuăm pe făgașul ăsta normal pe care am intrat după victoria cu Petrolul. Reușim să îmbunătățim un pic, dacă putem spune așa, forma noastră. Venind după o victorie, cei de la Mioveni au 3 înfrângeri, o victorie și un egal în ultimele 5 partide. Suferă trupa lui Stoicani. Trebuie să scoatem 3 puncte neapărat de la această parte. În faza asta, Toma pentru Blănaru, Ștefan a reușit acolo să recupereze. Săpunar, calm cu grepulia, Albu, înapoi la Săpunar. Albu. Întoarce la Cristi, Crepulia, Iacob. Pasăm foarte calm, Albu reprimește, joacă în dreapta, Sefer preia acolo, Onea centrează pentru Dugazic și scoate portarul Mioveni. Bună și posesia undeva la 76% în momentul de față. Toma blochează acolo Crepulia, Ioniță pentru Dugazic, Marco Dugazic reușește să deschidă scorul și din nou se verifică. De ce trebuie să am emoții la fiecare gol marcat de echipa mea? Eu trebuie să am emoții. Și cum să spui mie că aici s-a verificat această fază? Păi de ce să verifici faza asta penibile? Fii atent aici. Cum să verifici o asemenea fază? Uită-te și tu. Ai fundașul în față, bă, băiatule. Are un metru în spate, Dugancic. Cum să verifici așa ceva? Absolut penibil varul ăsta.
verifică numai atunci când marcăm noi. În fază fixă aici, Ioniță are o poziție bună. Alex Ioniță bară și SFR blocat. Foarte bună pe această primă repriză. Respinge Scarlatache, Iacob pentru Albu. Albu n-a degeaba pentru Costache, preia Costache, joacă mai departe cu Ioniță. Cum, bă, Ioniță, cum ai reușit să dai peste poartă din poziția aia? Trebuia să avem 2-3-0 liniștit la pauză. Ioniță pentru Dugatić! Face dubla Marco Dugatić. Bun. Meritam. Am fost peste ei primele 40 de minute total. Dominare totală, posesie de peste 70%. Fază fixă aici pentru Bioveni și s-a dat un penalti. Ești nebun? Cât de penibili suntem. Bă, n-a existat echipa asta, ești nebun? Penalti. Deci n-a existat, mă, și intră la cabine cu domnul aici, mă. Haide. Da, Drăghia! Bun! Virgil Drăghia apără. Avem și noi puțin bulan după ce... Pă, e clar, n-a fost de partea noastră bulanul în această repriză. Mult peste adversar, nu merita deloc care acest gol din penalti. Nu-l meritau cei de la Mioveni. Și e bine că Virgil a reușit să blocheze această lovitură de pedeapsă. Onea primește în dreapta Antonio Sefer. Sefer înapoi cu Onea, Albu, Onea în adâncime, Sefer în fața porții! Ioniță face 3-0 cu capul. Superbă finalizarea, marcăm la începutul reprizei a doua și în acest moment se încheie total această partidă. Foarte bună faza și centrarea lui Sefer, iar după finalizarea lui Ioniță este senzațională. Altceva, meciul ăsta am arătat foarte, foarte bine. Întâlnim și o echipă slabă, ce drept, dar jocul nostru a arătat perfect. Ioniță mă lovește odată bara. A doua oară în meciul ăsta când dă în transversală din lovitură liberă. Ioniță centrează pe bara a doua, respinge Garuti, Crepulia recuperează. Crepulia se întoarce acolo, pe bara a doua să pună Arudea, să prinde Popescu. Șerbonică de la margine, Cabanga blocat acolo de Sefer. Dă-i o Seferică, tată, Onea. Joacă lung însă, ia Ted Garuti. Garuti trimite și el lung, respinge Iacob, câștigă până la urmă pe Miovenul acea minge. Haide Costache, da, recuperă Albu, Sefer. În centru cu Albu, Albu pierde în fața lui Toma, scoate în dreapta la Antal. Antal în fața porții pentru Cabananga, șut pe lângă poartă. A fost offside. Bun. Iacob, Ștefan din prima pentru Ioniță, înapoi cu Ștefan Crepuli. Întoarce cu Iacob, Ștefan. Crepulia, Ioniță. Albu în adâncime pentru Costache, preia acolo volley, se întoarce să pierde fața lui Oancea. Iacob recuperează. Crepulia în centru cu Albu, pierde Albu din nou. Doamne, doamne, te-a mâncat panait ăsta de viu astăzi. Coșereanu pleacă pe contră, Coșereanu în fața porții, Cabananga peste poartă. Urcă Șerbănică în partea stângă, pasă în adâncime pentru Coșereanu, însă Belu e penibil. Băi, Belule, tată, ești o dezamăgire totală, ești, mă? Al doilea penalti pentru Mioveni. Din nou Virgil față-față cu ele de data asta. Este învins. Cornele ne marchează minutul 71 pentru 3-1. Și revine Miovenul în meci pentru acest final de partidă. 3-1, 32 de șuturi, 12 pe poartă, dominare totală, posesie de 72%. E bine că reușim să câștigăm din nou și legăm două victorii. Un nou derby, un nou meci foarte important pentru suporteri. Jucăm cu FCSB în deplasare, care se află pe locul 10 în acest moment. FCSB îl are în continuare pe Dică pe bancă și
rezultatele sunt absolut peribile. Au reușit să se impună 1-0 cu Voluntari după ce pierduse în Superliga, au câștigat în cupă. Trebuie să profităm de acest moment. E clar, în acest moment suntem mult peste FCSB. 4-3-3 va juca trupa lui Nicolae Vică. Noi rămânem cu același, bineînțeles, revine Horațiu, revine de la Națională și poate intra acolo. Din păcate, Matias Kait vine foarte obosit. Ok. Se întâmplă. Înseamnă că a jucat probabil acum o zi sau acum două zile acel meci și de aceea se resimte. Rămânem așa. Am arătat bine meciul trecut, n-avem de ce să schimbăm. Revine însă doar Horațiu acolo în poartă și e clar, vom avea un portar mult mai bun decât la meciul trecut, deși Virgil Drăghia și-a făcut treaba, zic eu că putem să ne bazăm pe el atunci când avem probleme de genul ăsta, când Horațiu este plecat la Națională. Vlad în poartă, Boboc, Haruț, Daua, Pantea, Dulca, Olaru, Nicolov, Cordea, Popescu și Companio, trupa FCSB-ului. E clar, de cam noi favoriți, dar împotriva FCSB-ului mereu am avut probleme, pentru că FCSB-ul are jucători cu calitate, jucători care pot face diferența oricând. Reușim noi să legăm două victorii. Hai să vină și a treia, zic, mai ales că FCSB-ul se află la 18 puncte în acest moment în spatele nostru. Cred că putem profita de momentul ăsta și să ne distanțăm de ei și mai tare. Ar fi super ca FCSB-ul să nu intre în play-off în acest sezon. Prinde Horațiu, acea minge, Iacob, Albu, Săpunar, Crepulia, reprimește Iacob, joacă lung, Haruț însă respinge. Din nou Denis Haruț, Daua, Dulca, în stânga cu Pantea, Popescu, intră în zona centrală, schimbă în dreapta cu Boboc, Boboc în adăgime pentru Companiu. Ce ocazie, cât de prost intrăm în meci, ocazia mare pentru FCSB, ratează să Companiu, Cordea, blocat de Ștefan, Duca zici pentru Ioniță, mai departe cu Sefer, Sefer întoarce la Săpunaru, liber One acolo în dreapta, Teodou sus, da, bună centrare, însă Costache Reias la prinde Vlad. Prima ocazie bună și pentru noi, degajează lung Vlad, Iacob e acolo, ce faceți mă, vă încurcați unul pe altul, ia uite, am crezut că se încurcă unul pe altul. Săpunaru cu Albu. Albu e foarte lent și pierde în fața lui Nicolov. Popescu finalizează. Ei de Horațiu. Scoate Perian, bă băiatule, de câte ori pierde mingea acolo în zona centrală. Ștefan aruncă lung. Preia Albu să finalizează în bară. Ce ocazie aici de a deschide scorul. N-avem Bulan deloc. Din nou lovim bara după ce și meciul trecut am lovit-o de două ori. Iacob pentru Albu. Întoarce cu Iacob, mai departe Săpunar. Albu. Pasează în dreapta cu Onea, liber acolo Onea. Avansează Onea. Onea pentru Sefer, din nou Răzvan, Onea pentru Duganzic. Reia însă peste poartă. Intrăm la cabine cu 0-0. Am fost... Este adversar, zic eu, în afară de acea primă ocazie a lui Compania de 1-1 cu portarul, cei de la FCSB n-au mai avut situații să-ți fac. Trebuie să te las, că n-am altă opțiune. Minge lungă pentru Costache, preia Costache, acolo joacă mai departe cu Ioniță. Ioniță intră într-o de pedeapsă, Haruț vine și îl ia pe sus și este penalti. Nici vorbă să nu fie penalti aici, domnul arbitru. Ovidiu Hațegant. N-ai cum să întorci faza asta, prietene. Penalti clar, cât casa, da. Haide, Ioniță, pune mingea la punctul cu VAR. Alex Ioniță, 1-1 cu Vlad. Alex Ioniță, cu emoții, dar se duce mingea în plasă. Din nou finalizează pe mijlocul porții, de data asta pe jos, cât poate să scoată Vlad. Slabă finalizarea. Slabă finalizare, are noroc că dă cu tărie acolo, altfel putea să scoată Vlad.
Bine că reușim să marcăm. Să încercăm să căutăm golul 2 acum. Merităm acest gol, e clar, am fost peste adversari. Sefer nu e ce trebuie în meciul ăsta. Și îmi pare rău că nu avem soluție să-l scoatem. Dulca este iertat la acel fault. Execută Ioniță această fază fixă pentru Costache, respinge însă Boboc Haruț. Ioniță recuperează. Ioniță pentru Costache. Dă o fața porții! Costache, cât ești de peribil, lovește vara însă. Era singur el Duganțici în fața porții. Ce ocazie era tămăși de apă, ne desprinde și închide meciul nou. Ofensiva am arătat destul de bine, 18 șuturi, 10 pe poarta adversă. 10 șuturi pe poarta lui Vlad Sefer, foarte bun șutul, Vlad însă reușește să respingă. O nouă fază fixă execută Jason Papo. În zona primei bări respinge companiul, revine mingea la Papo, însă o lasă să iasă. De ce să nu dai din nou în suprafața de pedeapsă? Aruncă Belu, se va da 4 minute de prelungiri. Nu se grăbește Belu acolo. Încă lung, Crețu respinge, Dulca mai departe, vine și Sefer, Săpunarul recuperează. Și s-a terminat faza. Da, bă, băiatule, a treia victorie consecutivă. Foarte greu meciul. Am început slăbuț, după zic că am fost în control, vedem expected goals 2.52, FCSB-ul 0.75, au avut o ocazie foarte mare, ce drept pe început de partidă s-a scăpat și vedem de aici, chiar nu știu ce minut a fost ăsta, minutul undeva, minutul 20, noi ne-am dus în sus total, am fost peste adversari și merităm cele 3 puncte. Mergem la ultimul meci de astăzi, revenim în Giulești și ne vizitează UTA, o nouă echipă care este în subsolul clasamentului, dar la prima vedere ar trebui să fie un meci destul de simplu, dar știm că nu va fi așa. Orice echipă care joacă împotriva noastră se ridică la un nivel foarte important. Din păcate nu putem intra cu titularii, dar trebuie să schimbăm foarte mult la această partidă. Suntem foarte, foarte oboziți. Da, asta va fi primul 11. Nu avem de ce să schimbăm foarte, foarte tare decât acolo unde vedem jucătorii noștri sunt destul de obosiți. Întâlnim o echipă cu jucători cu calitate. Nu avem de ce să nu spunem acest lucru, chiar dacă UTA este în subsolul clasamentului. Sunt câțiva jucători cu calitate destul de mare în trupa Aradului. Mă uit aici la Cheșeru, Matei, Anton, Cascini, Benga, Kindriș, Iacob în poartă. Jucători buni, jucători cu calitate, jucători care pot pune probleme. Jucăm în Giulești, reușim să legăm 3 victorii astăzi, ceea ce este foarte, foarte important. Ne-am revenit un pic, dacă putem spune așa. UTA are o formă foarte slabă. 3 egaluri, 2 înfrângeri, se află acolo sub solul clasamentului. Sper să profităm de această formă mai puțin reușită a trupei din Giulești. Avem bine posesia clară de partea noastră. Hai cu ocaziile. A fost o fază fixă. Ioniță, Iacob reușește să scoată. O execuție foarte bună a lui Ioniță. Recuperăm însă. Belu avansează în fața porții. Lucas, în ce finalizare slabă. O posesie foarte bună. Ne ținem acolo la 70%. Emer se execută aici pe bara a doua. Respingă să arădenii. Cheșeru se blocă. Da, Emers excelent. Recuperează. Pasează Emers înapoi cu Belu pe bara a doua și Lucas îl marchează. Dar centru, ce centrare bună trimite Belu. Superbă centrare pe bara a doua acolo și reușește să marcheze Lucas. Foarte bună recuperarea lui Emers, nu se grăbește, iar după Belu trimite perfect această centrare. Nota 10 pentru centrarea asta velotată și sper și să își revină după partida asta Belu, să putem să ne bazăm pe el acolo când avem nevoie. O primă repriză bună, suntem clar peste adversari, reușim să și marcăm, iar
Cred eu că n-ave cu să pierdem meciul ăsta din mână. Suntem destul de obosiți, tot așa deocamdată. Nu știu dacă o să ducă Iacob toată partida, deja e aproape de roșu. A venit, aruncă de la margine pentru Benga, minge lungă, Junior recuperează, Mățac. Pasează Alex, Alex pătrunde, șutează însă peste poartă. Să căutăm golul lui Kindri și joacă scurt cu Cascini, minge lungă, nu e acolo, Dabelu. Belu degajează până la Păpânuiu, minge lungă pentru Lucasen, Mățan în adâncime, Lucasen pierde foarte ușor acolo, Iacob. O nouă minge lungă, nu e acolo, nu e acolo, Horațiu. Doamne, m-am speriat. Păpânuiu. În adâncime, prea lungă pasa asta, iese Iacob și prinde. O nouă minge lungă, respinge Grigore până la Pănoiu. Pănoiu, una adâncime pentru Mățan. Treia acolo, Alex Mățan. Mățan, finalizare slabă, prinde Iacob. Continuare doar 1-0. Mă îngrijorează acest lucru, însă uitându-mă la statistică, Auta n-a avut niciun șut pe poarta noastră. Emers pentru Papo Ioniță. Ioniță în adâncime pentru Lucasen! Ce pas a dat Ioniță! Se închide aici această partidă. Ce frumos să se întoarce aici Ioniță. Zdrang, bang și cu dreptul senzațional cu Jolly Believer. Iar Lucasen face dubla. Bun, Kevin Tată profită de această situație de a fi titular, marchează o dublă și putem. Dă-i la port! Dă-i la port! Plasa laterală. Da, putem să zicem că avem încă 3 puncte în cont. Reușim să aducem a patra victorie astăzi. Bun. Am început destul de slăbuți, însă ținând cont că am jucat cu CFR-ul, ținând cont că am jucat în deplasare, a fost un rezultat de egalitate bun, însă după ne prezentăm mult, mult mai bine. Ieșim cu bine și după episodul de astăzi ne revenim pentru că, într-adevăr, am suferit, am avut o perioadă destul de grea. Am avut trei egaluri consecutive, după ce data trecută pierdusem 4 puncte cu Craiova și cu Chindia. Începem prost și episodul de astăzi, doar 1-1 la Cluj. Am avut 1-0, însă Petrila a egalat imediat și s-a terminat 1-1. Ne impunem greu, însă reușim să ne impunem la Petrolul cu 1-0, după un meci perfect, 3-1 cu CS Mioveni, 1-0 și cu FCSB și 2-0 cu UTA Arad. Până la urmă terminăm bine, zic eu, acest episod, ne menținem pe prima poziție în Superliga. În acest moment avem 5 puncte peste CSU Craiova, însă avem un meci în plus față de CSU. Se ține Sky, trupa lui Mirel Rădoi, de noi, nicio înfrângere și pentru ei. Avem două victorii mai mult decât ei și au un egal mai mult decât noi. Da, va fi un sezon foarte interesant, pare că va fi o luptă în E3, ne vom lupta acolo cu Craiova și cu CFR Cluj, nu cred eu că putem lua în considerare Petrolul, Farul sunt și ei acolo, poate fi luată în considerare. Mă bucură foarte tare faptul că FCSB-ul este pe locul nou în acest moment și trupa lui Dică suferă foarte tare. Marco Duganzic, goalgetter în Superliga, am arătat foarte, foarte bine astăzi și datorită lui Marco scoatem rezultate bune, reușim să legăm 4 victorii consecutive și e clar, moralul nostru este la un nivel foarte important în acest moment. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod. Mulțumesc pentru atenție, până data viitoare. V-am pupat!